când am asociat toată răutatea această perioadă în viața mea, când am zis, eu sunt bestie, eu sunt tot rău din lume. Adică eram, și eram convins că am să mor și am să ajung la Iisus până la urmă și o să fie ceva de genul ce faci cu rău ăsta, adică ce fel îl convertiți voi în ceva pozitiv. Și n-am murit, adică m-au trimis înapoi, au zis că nu-s de acolo, nu era public ce am făcut eu. Și nu știu dacă pot să public așa ceva, sincer să fiu, nu știu dacă ar citi cineva așa ceva. Adică originalul, dacă trece altcineva care n-a avut ocazia să facă, dacă ar trece pe toate trăirile lui, ar împinge totul la următorul nivel de a înțelege tot. Adică e ca și cum te-ai uitat prin muzica unui artist ăsta care a descris tot și ai trage concluziile din greșelile pe care le-ai făcut atunci și trece la următorul nivel ca persoană. Și sunt niște chestii de-astea, eu prin muzică am făcut treaba asta, adică atunci când spuneam ceva, se măsura ceea ce spuneam eu și în sufletele a altor persoane care care au ascultat muzica respectivă, că am tradus multă muzică și treaba e că nu înțeleg ura pentru femei, adică de unde este ura asta pentru femei, ce fac femeile astea de, sunt așa de urâte de bărbați, ce fac bărbații de sunt, eu nu înțeleg psihologia asta vin din un altă lume unde nu este presiune și nu ne prea răpim femei. Nu știu, eu nu prea înțeleg de unde toată ura femeie. Și dacă cine ajunge la Iisus, vede că Iisus are o hartă de asta cu toți de dată ca mental colectiv și lucrează la harta aia prin anumite persoane care acum suntem la pasul conștientizării. Cândva o să ascult ce am zis și o să fie un alt nivel de conștientizare, de dar nu că o să ascult ce zic. Pot și tra concluzii din alte chestii, doar dacă mă întorc înapoi în stadiul ăsta. Cum zicea Tupac în melodia aia, Street Pain, sunt sătur să fiu tras în jos, cross my heart and hope to die blinded, and possibly me. Adică, dacă sunt tras în jos, trag concluzii din unde am fost, dar dacă sunt lăsat să merg înainte, și aici tot Iisus care mă pune la încercare și zice, nu, păi n-ai făcut destul. Pentru că lui îi pas, mie nu prea îmi pas oameni. Lui îi pasă cu adevărat oameni. Mie nu prea... El vede acolo, crește ceva, am aplaudat astea pe internet, ei nu au așa ceva, ei nu folosesc așa ceva. În lumea unde este Iisus. Și poate într-o zi când o să se alinieze iarăși lumele și o să fie conștient oamenii de așa ceva, s-ar putea să vină. Dar până atunci ei nu au internet și ei nu visează în spațiu virtual cu fac ăștia de aici care joacă jocuri cu calculator și toate femeile. Și unele chestii ei nu le înțeleg. Asta este nevoie de cineva de aici care spune lucrurilor pe nume și vine cu tot
altă dată ca să, adică vede, văd că vede că inima mea este pură, chiar dacă cristalul inimii mele de aici suferă de o presiune enormă. Nu știu la ce presiune poate suferă un cristal de ăsta la nivel cuantic, dar în fine. Dar, în fine, treaba e în felul următor. E nevoie de o conștientizare și o mână întinsă, în același timp. Și asta cu mâna întinsă este din partea lui Isus. Cred că asta fac călugării și fac călugăritele și fac sfinții și sfintele și mucenicii și toți oamenii ăștia care cred că în sensul ăsta gândesc, cum gândesc și eu, numai că eu nu sunt așa mereu și nu ajung acolo prin rugăciune. Dar aș vrea să ajung și prin rugăciune aici, pentru că eu, în numele meu. Și ei au o limbă, de asta este limba selectivă a creației acelor șapte silabe. Ei sunt unii din, bine, nu sunt silabe, sunt sunete. E ca, ra, ia, la, ha, și mai au câteva. În fine, nu, ei se apără, ei ca și cum n-ar o încredere, adică n-au încredere nici în mine, care am trecut prin tot ce am trecut, zice, dacă a căzut și spune tot și nu știu ce, adică ei n-au încredere în mine și am trădat de mai multe ori și ca să înțeleg tot, adică măcar am o scuză bună. Și am venit cu ceva inedit, dar alții au trădat și au rămas așa. S-au iertat pe ei înșiși și n-au văzut alte perspective. Dar este un rău care nu este chiar așa de negru pe cât pare. Adică dracul nu este chiar așa de negru pe cât pare. Este este ceva care, îi ziceam unui psihiatru, mi-am făcut curaj și a rămas uimit, așa, a zis, cum să faci curaj în așa ceva, nebunie, e ceva, bineînțeles, și eu mi-am înregistrat tot, adică am trecut prin niște etape, de asta mi-am înregistrat tot, mi-am tradus toată muzica, toată viața, mi-am pus tot acolo, pe hârtie, am văzut unde am fost bruiat, unde ca și conștiință, adică am avut o chestie de-asta majoră, de scriam rânduri ca pe apă, așa, adică nu mai era nimic drept, tot avea alte forme, tot avea și am pus-o toată pe internet și am studiat-o în plan astral, când doar. Și m-am uitat la fiecare, adică bine, și împreună cu divinitatea, că nu fac singur chestia. Și m-am uitat la tot ce se creează și la unde am fost bruiat și la ce direcție am fost atras și toate chestiile astea. Adică nu zic că sunt un sfânt, dar mă reput un fel de șaman. Adică cred că mi-am câștigat oarecum respectul și locul pentru ăia cărora le dispare corpul și nu trebuie să îngroape moarte. Și, adică cei care trec în partea de dincolo. Și treaba e că și la toți recomand filmul Blueberry 2004. Și foarte și ar trebui să vorbesc cu șamanul. Acum se uită la mine și mă studiază iarăși. Dar sunt șamani în multe alte lumi și acum ayahuasca ia lumea cu, ca un vârtej așa care prind iarăși oamenii și se
se extinde peste tot ce a ajuns și în România și este un medicament foarte, foarte puternic pentru minte, pentru că de acolo vin toate bolile, dar și ei ar trebui să știi, cum ar trebui să știi și Isus, că noi avem niște centuri de asteroizi în sistemul nostru solar, care create din resturile unor astăzi și undeva s-a greșit aici. Și n-aș vrea să fie o greșeală a mai multora și să fi dat vina pe noi și să zică că ăsta este iadul și s-a greșit și nu se mai poate repara. Că nu putem repara doar noi, trebuie să ne punem în contact cu ăștia și să reparăm cu toți împreună. Și de asta cum să-i explic eu mai bine? Roagă-te mai des până la 20 de ani. Fumează iarbă mai des până la 25 de ani. Ia ciuperci la 25 de ani, până la 33 de ani. Și cunoaște culturile astea, studiază-le, ai o trezire cu Ungarii, fă lucruri de astea valoroase, spirituale, în ăștia 8 ani de zile. Și la 33 de ani te botezi și îți alegi religia, sau cred că ar trebui să fie inclus botezul și la alții. Eu nu înțeleg de ce nu să mai deschiși. Și sau fiecare joacă un rol și toți sunt împreună. Da, e frumos. Adică, îmi place atitudinea asta de aici, din aerul ăsta pe care îl respiră ăștia. Și eu doar când fumez iarbă pot să mă duc aici cu mintea, că nu stau în fiecare zi. Adică este un instrument pentru mine și tutunul la fel. Este un instrument prin care ajung undeva cu mintea, ca vibrații. Dar mă retrag mereu la cine sunt eu cu adevărat. Și este constructiv. Până și posturile sunt constructive. Însă mă uit la catolicii, nu au posturi, nu au obiceiuri de astea. Au omorât tot. La un alt nivel de astea, de libertate, ca și cum ar fi libertate. Și atât. Nu este libertate spirituală, nu este nicio revoluție spirituală. Nu văd, adică nu aici. În alte țări sunt. Finish. Cred că și aici, da, e posibil să fie și aici, în vestul Europei. Și sunt multe persoane de astea care caută răspunsuri și care încearcă să găsească ceva, dar unii nu sunt pregătiți să vadă lumea așa cum trebuie să fie, cum este ea. Și sunt unii care, când ajung în zona asta unde sunt eu, înnebunesc. Și este ca și cum ai călători prin timp și spațiu. Sunt niște idei de astea care, în loc să fie channeling și să fie ceva simplu și să fie bazat pe energie și pe prietenia dintre diferiți universi și universe sau giganți și gigante, pentru mine este o chestie de idei stupide. Și ideile astea stupide n-ar trebui să ne influențeze așa de tare. Deci ar trebui să facem channeling altfel, mult mai simplu, mult mai mult mai simplu. Este mult, mult mai simplu. Totul este simplu dacă ne punem mintea în mișcare și ne încordăm puțin ca mușchi al minții, al conștiinței. Dar e nevoie de mulți soldați ca să faci o armată și ca să faci o revoluție spirituală din comoditatea unui click sau din scrierea unui pix pe foaie sau din niște concepte care pun ordine sau din respect sau din
tot ce reprezintă organizații de la nivel mondial. Astea sunt niște păreri diferite a unor giganți care ar trebui să se pună de acord în toate universele unde există ca manifestare a unor seturi de aptitudini și virtuți.